Ionuță. Vine din negura istoriei, născut dintr-o mamă casnică și un bob fermecat de piper. El sare din epocă în epocă, stăpânind timpul cu biciul său fermecat. Doarme cu gânditorul de la Hamangia, ia micul dejun cu Ștefan cel Mare, prânzul cu Traian și Decebal, iar seara e la o serată mondenă cu Alexandru Ioan Cuza, Nemuriciu, călărețul timpului pierdut. Unde-s doi puterea crește și dușmanul nu sporește? Am pus să vă adu o cigă de vin cu ăstea, se cabil cu voi, se cabil cu voi. Deci amândoi suntem de-o seamă, de-o făptură și de-o mamă ca doi... Bă, stai, ia stai, bre, oprește puțin câte cu... Cum adică amândoi de-o mamă? Cum spui eu de-o mamă cu ăstea? Ia uite-te, bre, la el, ia uite-te, bre, la el, asta-i jicnire! Deci, ți-ați ce vă spun că este foarte important, deci nu este o jicnire, opinia mea, deci poți să o exprima clar, în afară de faptul că doi brazi într-o tulpină, doi brazi, el a exprimat și faptul, opinia mea, cel puțin, și e foarte important. Vă spun că toți românii are aceeași mamă, dar este o mamă metaforică. Mie aici la unii îmi place. Eu ca țăran mănânc și beau pe gratis, dansez cu boierii, deci hai băie dumneavoastră. Ia, vezi băie țăranii, vezi să-ți lungul nasului băie țăranii. Deci băie dumneavoastră, lăsați-l că în opinia mea zice foarte bine, spune mojuroasă. Deci să spun ce am să și pun acum când... La unii bine pentru noi, țăranii, putem munci și la mușia asta de la Pașcanea lui Moș Simirat și la mușia de la Dăbulenea lui Boier. Joana, este de ceasă aici pe Nicolea? Pui mâni în Spania, băi, la căpșuri, băi! Deci bravo! Au. Deci, uitați ce se întâmplă, unii băieri probabil... fac băie la băiat furcească și un țăran ghicește integrarea europeană pe axa Pașcan, Dăbulen, Barcelona. Bravo! Deci eu zic așa, spuneți da unirii. Eu aș zice da, dar dacă m-aș uni cu un neamț, hai cu un franțuz, da, cu un oltean nici vorbă, dar nu vreau. Bă, asta e vrei, băierule, dar cine zice că eu vreau? Cine zice? Zice cineva că nu-l auzi. Nu-l auzi, ce eu am nevoie de căpșunar de răștia pe moșie la mine care nu știe să deosebească o lubiniță de un harbuz? N-am nevoie, bre, n-am nevoie. Mai bine mai dă un par de vindă în asta, că până la urmă secatul Milcovului e singurul lucru plăcut în unirea asta. Am domnită? Ăla e sinagea învățământului. O mai e citit sau o semnați direct? Învățământului? Da, acolo. Fii-mi dragă, fii-o mai bine pe genunchii mei să vedem, poate-ți dăm și ție o diplomă. Vorbesc eu cu Spiru Haret. În diplom pe urmă de la Spiru Haret? Ma nu, nu vreau de la distanță. Atunci, fii-o mai aproape. Iertare, excelență. Dar nu era nimeni în antecameră și am intrat. O să mă duc eu acum, dar la secretaria, să găsiți pe cineva când ieșiți. Peste 2 minute. Au revoir, mândumită. Domnule prim-ministru, frate Cogălnicene, mă bucur că ai putut veni. Ce zice norodul de unire? Excelență, domnul Fuitzeimacher de la divanul Ascoc. Temac, de la divanul ad hoc, nu are vești prea bune. Spune, domnule, Temac, deci hai să dăm mână cu mână. Nu asta, ziua pe aia cu frânarii de boieri. Am înțeles. Deci fiți atenți, voi văd de ce vă spun acum despre unire și despre frânarii de boieri, că este foarte important. Deci despre unire, țăranii zic da și boierii zic ba. Gata, am înțeles, domnule prim-ministru, câți boieri nehotărâți sunt? 2, 3? Mimi, vino imediat încoace. Nu, excelență, ați înțeles greșit. Domnul... Uite, bacă. Știu. Are o altă idee. Deci este adevărat, am o altă idee și fiți atenți și la această idee, că e foarte important, vă spun. Deci voi vă adeți atenți. Deci eu spun așa, să facem schimb de dame, de mame. Deci acest boier, Joana din Dăbulen, pleacă la Pașcan, la boierul Simirad. E un așa, și boierul Simirad pleacă
înapoi la Dăbuleni, la schimbul de mame. Am înțeles. Genial, domnule prim-ministru, genial. Felicitările mele, bravo, genial. A fost ideea mea, domnule, veți. Mimi, vino imediat, vreau să beau o șampanie cu fratele Cogălnicianu. Adu șampania, te rog. Deci, felicitări, domnule, deci felicitări. Genial mea. Sunteți, domnule prim-ministru. Deci este ideea mea. Mamă, mamă. Da. Mamă, cum zic englezii la masă? Dar ce mă întreb pe mine, dragă? Ce mă întreb? Întreabă-l pe taică tu, că el e ăla deșteptul de să plimbă tot timpul până Europa. Uite, acum s-a dus să facă schimb de mame și acum e Moldova. Moldova firea la dracului de treabă. Mamă, dar cum zic englezii la Moldova? Dar de unde să le știu eu, măi, mamă, pe toate? Nu ți-ai cumpărat cartea aia cu engleza fără profesor? Pune-mă la învață! Valeu, coană, Sofie, dai calda boale ce la voi. Bine ai venit, boierul, dar unde umblași? Că de o oră te aștept cu lubenițele alea. Unde le lăsași, bre? Unde să fiu? Uite, aici pe moșei am căutat lubenițele astea, cum ziceți voi, dar în afară din niște harbuși, niște barabule și niște curechi, nimic. Nimic? Harbuși găsești? Harbuși, da. Băi, urmă, că haios mă ești. Auzi, nu vrei să bei mata cu mine o cană de zaibăr? Auzi, coană, Sofică, dar în loc de zaibăr, nu mai bine îmi dai o cană de vin? Mamă, ai și o cană. Mamă, cum zic englezii la vin? Olelei! Dar mare, dreptatea fură copiii de ziseră că ești prostănac. Măi, mamă, mă, dă un să-și... Ești ceva? Ia du-te tu, mamă, la joacă. Du-te la joacă, domnule. Du-te și să nu te mai bați cu oia lui Vanghelie, că nu te mai scap, să știi? Du-te! Du-te ca să... Da, băierule! Muziu-Joana, v-ați săturat? A fost bun borșul? Olelei, da, acru mai fu. Da, fu bun tare. 4 străchi de răștia mâncai. 4 străchi mâncai. Ați scoțit eu. Mâncai sarmale și vreo 2 pârjoale mai mâncai. 12! Am scoțit eu. Da, parcă o friptură ar mai merge decât am socotit eu. Smarandă! Adu-o fripturisionul, băierul! Să nu te saturi, șerii, că după aia vine smaranda cu poalele în brâu. Olelei! Vine cu poalele în brâu! Bă, dacă știam eu că e cu poalele în brâu, putea făcea bunirea asta două mult, bre, două mult! E ușor cu plăț, mai ești muțiu! Poalele în brâu sunt niște plăjinte, nu? La ce te gândești, mă, tale? A, Luluță? Ia-te și vezi dacă nu a venit le profesoara la meditațion, hai! Exact așa am socotit și eu! O leacă de vin? Nu. Olele! Olele! Domnilor, trăim un ceas istoric. Actul Unirii s-a semnat în sfârșit. Domnule prim-ministru, frate Cogălnicene, felicitări! Genial! Ai reușit! Felicitările le merită prietenul nostru, domnul Fechtenbacher. Fechtenbacher, vreți, mulțumesc! Deci ascultați și vă spun că este foarte important și n-aș dori să repet. Mi-am făcut decât datoria. În aceste momente grele pentru țară, deci în opinia mea, indolența a fost învinsă de flacăra românismului. Am reușit să unim țara românească de Moldova, sau poate invers, în funcție de, mă rog, prezențele din divan. Zic că acest schimb de mame a reușit și în opinia mea, boierii a fost satisfăcuți. Ulilii! Ulilii, mălinurul, cine-ți băi cu lirea asta voastră? Păi și ce fă cu moldoveanul? Există unele momente în istoria țării care până și boierii trebuie să se sacrifice. Fiți atenți că e important, vă spun. Uitați ce scrie în document. Deci, zice așa, aici, patria vecii recunoscătoare boierilor Joană și Simirad. Ce mai atâta? Ce mă? Ce mă puni vreo cu unirea asta? Cu unirea! Cu unirea! Bă, mă, dracu, ce mai unde este, bă? Bă, unde ni-s păruți, bă? Bă, ăsta... Ce foastă, bre, ce foastă! Eu te mă dispăr unirea.
Aventurile nemuriciului în istorie.